Salut, draguților! Eu sunt lumii și bine ați venit în lumea mea! Așa cum ați văzut probabil și din titlu, astăzi am pentru voi tips and tricks despre viața la Viena. Câteva informații utile, câteva ponturi din interior care să vă ușureze viața dacă sunteți la început de drum în orașul Viena. Când am venit eu la Viena, acum aproape 10 ani, am venit așa un pic cu capul înainte pentru că nu cunoșteam foarte multe lucruri despre acest oraș, despre oameni, cum sunt, ce e bine să faci, ce e bine să nu faci, care sunt obiceiurile în aceste locuri și dacă stau bine să îmi amintesc, nu cred că am găsit foarte multe informații referitoare la modul cum merge viața aici zi de zi, nici pe internet la vremea aceea. Așa că m-am gândit astăzi să pun la oaltă câteva informații utile, câteva tips and tricks pentru cei care doresc, nu știu, să vină aici în Viena, fie ca studenți pentru o perioadă de timp sau fie cu un contract de muncă pe o perioadă determinată sau poate pentru cei care au decis să înceapă o nouă viață în acest oraș atât de minunat. În toți acești ani pe care am petrecut aici, am acumulat așa un pic de experiență și am adunat câteva informații utile, câteva tips and tricks pe care vreau să vi le spun astăzi în ideea de a vă ajuta să nu mai fiți așa cum am fost eu, oarecum omul străin într-un loc pe care nu îl cunoșteam. Și mi-ar plăcea foarte mult dacă cei care vizionează acest clip și au experiență de ceva timp referitoare la viața în Viena să ne scri în secțiunea de comentarii și ponturile lor. Fiecare să vină cu informații pe care le consideră utile, pe care le consideră de folos, celor care vin pentru prima dată în acest oraș sau care vor să rămână în Viena pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp. Eu vin așadar cu lista mea de tips and tricks și aștept în comentarii și sfaturile voastre. Și ca să încep cu începutul așa, o să mă refer în primul rând la modalitățile pe care le aveți de a ajunge de la aeroport în oraș. Pentru că există posibilitatea, bineînțeles, să veniți în Viena cu mașina și atunci lucrurile se întâmplă mult mai ușor. Folosiți GPS-ul și vă duce el în locul unde vreți să ajungeți. Însă dacă sunteți în situația mea și veniți cu avionul, atunci sigur o să vă întrebați cum puteți să de la aeroport în oraș. Există mai multe variante, bineînțeles, le găsiți pe toate pe internet. Prima uh, pe care o găsiți este, bineînțeles, trenul rapid City Airport Train, așa se numește și se prescurtează că atât. Însă, acesta este într-adevăr rapid, va aduce în 15 minute din aeroport în centru. Cred că aveți un tren de genul acesta la fiecare 20 de minute din aeroport, sper să nu greșesc. Uh, însă, trebuie să plătiți bine. Bineînțeles, și un preț pe măsură pentru biletul de tren cu care să călătoriți cu trenul acesta rapid. Tipsul meu în acest caz este acela de a vă sugera să luați trenul de linie S7. Există o linie de tren normală care deservește, bineînțeles, și alte localități până a ajunge din Vienna la aeroport. Se numește S7, așa o să-l găsiți pe panourile acelea în care uh, sunt anunțate trenurile, sau mijloacele de transport disponibile. Așadar, aveți uh, o posibilitate de a ajunge repede de la aeroport în oraș și ieftin. Aceasta este ideea pentru care v-am sugerat să folosiți trenul acesta. Un bilet pentru trenul acesta costă doar 4 euro și 40 de cenți. Și trenurile acestea pleacă destul de frecvent din aeroport. Cred că la fiecare jumătate de oră aveți uh, un tren, deci nu trebuie să așteptați foarte mult. Ajungeți foarte repede, nu așteptați mult și plătiți și foarte puțin, 4,40 euro, de cenții, așa cum vă spuneam. Așa că, din punctul meu de vedere, aceasta este soluția cea mai bună. Și pentru că vă spuneam mai devreme de mașină, o să vă spun acum faptul că, în situația în care optați să veniți cu mașina în Viena, puteți să o parcați undeva într-o parcare, pentru că aici, în oraș, nu aveți nevoie de mașină. Nu este absolut necesar să aveți mașină în Viena, transportul public funcționează foarte bine, este foarte Rapid, este foarte bine conectat orașul. Găsiți aproape la fiecare stradă autobuz, tramvai care vă duce la o stație de metrou. În orele de vârf, metrourile merg și din două în două minute, așa că nu trebuie să vă îngrijorați dacă, nu știu, universitatea este departe de locul în care v-ați găsit chirie pentru că ajungeți într-un timp rezonabil, chiar dacă sunt ore de vârf. Iar tipsul meu în legătură cu transportul public este acela de a vă face un abonament anual. Există, bineînțeles, și uh, alte posibilități de a achiziționa bilete. Există uh, posibilitatea să achiziționați un bilet pentru o călătorie, acesta costă 2,20 euro sau puteți să, uh, nu știu, să vă luați un bilet pentru 24 de ore, 48 de ore, 72 de ore, o săptămână sau o lună, în funcție, bineînțeles, de perioada pe care o petreceți aici în oraș. Dacă doriți însă sau dacă trebuie să stați o perioadă mai lungă de timp, cel mai avantajos este să vă faceți un abonament de transport anual, pentru că o să plătiți doar 33 de euro pe lună, comparativ cu 47 de euro, cred, că atât costă o cartelă lunară de metrou cumpărată, bineînțeles, în condiții normale. Ce aveți nevoie pentru acest abonament anual este, bineînțeles, pașaportul, un mel de țetă, o să vă explic eu mai târziu ce este și cu această hârtie, adică dovada că aveți o locuință aici și un card bancar, pentru că plata acestui abonament se va face prin debit direct din contul vostru bancar. Ce este bun la acest abonament și de ce vi-l recomand este pentru că puteți să îl încheiați în momentul în care doriți. Nu există o durată minimă de contract, să spun așa, pentru a beneficia de prețul acesta redus. Singurul lucru de care trebuie să țineți cont este faptul că plătiți 17 euro sau 12 euro, nu mai știu exact, este această taxă pe care trebuie să o plătiți în momentul în care încheiați abonamentul. Altfel, mi se pare că prețul este mult mai avantajos și vă recomand din toată inima să folosiți această modalitate de a achiziționa un abonament pentru mijloacele de transport. Și dacă aveți una fel de abonament sau dacă aveți un bilet de călătorie valid în orașul Viena, vă spun că puteți să folosiți orice mijloc de transport în zona 100. Acesta este tipul pe care vreau să vi-l dau. Aveți grijă în momentul în care călătoriți în ce zonă se află destinația voastră, pentru că în funcție de numărul de zone pe care le schimbați, trebuie să achiziționați un bilet mai scump. Iar pentru studenți, tipul meu este acela de a vă cumpăra un bilet semestrial. Aveți acest beneficiu ca studenți, trebuie să mergeți la un birou al companiei care se ocupă de transport aici în oraș, al celor de la viner Linien, așa se numesc, să mergeți la un birou pe care îl găsiți în diferite stații de metro, de obicei în stațiile mai mari, mergeți cu legitimația de student sau cu carnetul de student și solicitați acest bilet de transport semestrial. Aveți două posibilități de-a lungul anului, unul pentru semestrul de primăvară, unul pentru cel de toamnă, bineînțeles, și beneficiați de uh, transport mai ieftin comparativ cu uh, valoarea uh, pe care ați plăti-o dacă ați cumpăra un uh, abonament uh, lunar, să spun așa. Așadar, beneficiați de aceste uh, avantaje pe care le aveți dacă sunteți student și achiziționați-vă un bilet de transport semestrial. O să revin acum <laughs> la povestea cu mașina și la varianta în care veniți cu mașina aici în oraș atunci trebuie să știți că există doar 5 cartiere aici în Viena unde parcarea este gratuită. Acestea sunt 13 19, 21 22 și 23 Acestea sunt cartierele în care vă puteți parca mașina în locurile uh, publice amenajate pentru așa ceva fără să plătiți decât dacă este indicat bineînțeles printr-un indicator special care să vă informeze că trebuie să să plătiți parcarea în cazul în care parcați pe locul respectiv. Ca un pont așa pe care pot să vi-l spun este acela de a nu încerca să, uh, nu știu, să parcați neregulamentar pentru că mai mult ca sigur o să primiți amendă. Aici se face uh, patrulă foarte des pe străzi și mai mult ca sigur o să primiți o amendă doar dacă sunteți foarte norocoși reușiți să scăpați. Așa că mare grijă la parcare, amenzile pentru parcare sunt cele care se iau cel mai ușor, așa că au un fapt divers, pot să îl împărtășesc cu voi, este faptul că prima dată când am ieșit eu singură cu mașina în Viena, am luat amendă pentru parcare, deși am parcat mașina în vecinătatea blocului unde locuiesc, dar totuși era un loc în care nu aveam voie să parchez și am luat amendă, așa că aveți mare grijă. În cazul în care aveți mașina aici și locuiți într-un cartier în care trebuie să plătiți parcarea, atunci acest lucru se face la primărie. Aveți posibilitatea să vă înregistrați mașina la primăria de sector acolo unde locuiți și veți plăti o taxă anuală de aproximativ 150 de euro și veți avea voie să parcați mașina în vecinătatea locuinței, în sectorul în care, uh, bineînțeles, locuiți. În celelalte cazuri, bineînțeles, trebuie să plătiți parcare, iar plata parcării se face pe bază de Parkshine, așa se numește documentul acesta care atestă faptul că ați plătit parcarea. Sunt documente de diferite culori, după cum le vedeți aici, care arată faptul că ați plătit parcarea pentru diferite intervale de timp. Acestea galbene sunt pentru 2 ore, acestea albastre pentru o oră, iar cele roz pentru 15 minute. Acestea sunt hârtiuțele pe care trebuie să le puneți în bordul mașinii, le completați și le puneți acolo să fie vizibile. De unde le puteți achiziționa? Le puteți achiziționa de la magazinele de tip tabac și trafic. O să vă atașez o imagine aici ca să le vedeți, să știți să le identificați în oraș. De acolo le puteți achiziționa și le lăsați în mașină. Însă și în această situație am pentru voi un pont și anume acela de a folosi aplicația online pe care cei de la uh, parcările de aici din uh, Viena o au disponibilă. Se numește Handy Parken și este o aplicație super super folositoare pentru că, în primul rând, vă puteți voi încărca o anumită sumă de bani pe care doriți să o aveți acolo în cont și să o folosiți pentru parcare, fie din contul curent, fie puteți să asociați un card bancar, un card de credit mă refer. Uh, și după ce faceți lucrul acesta, puteți să înregistrați numărul mașinii. Uh, și durata parcării. Puteți să alegeți 15 minute, 30, 60, 120, deci până la maxim 3 ore. Puteți să alegeți acolo o aplicație. Și de ce zic că este o aplicație foarte faină și vă sugerez să o folosiți este pentru că vă anunță în momentul în care parcarea expiră. Așadar, dacă sunteți într-o întâlnire sau uitați oarecum de uh, parcare, atunci primiți un SMS și vă anunță și vi se spune că parcarea expiră și fie puteți să încărcați în continuare un park shine, să spun așa, să plătiți în continuare parcare, fie vă duceți și vă mutați mașina dacă este o, un loc de parcare pentru parcare la descurtă durată. În fine, toate lucrurile acestea o să le aflați în momentul în care veniți aici, însă nu uitați așa ca un pont să folosiți și să vă descărcați pe telefon aplicația Handy Parken pentru a vă fi mai ușor să folosiți și să plătiți parcare aici în Viena, mai Ales, dacă nu vreți să stați și să alergați să găsiți un magazin de genul acesta de unde să puteți cumpăra parkshine-uri. Și pentru că vorbeam așadar de uh, documentele de care aveți nevoie pentru abonamentul uh, anual de transport, dar și de documentele de care aveți nevoie pentru a vă putea înregistra parcarea mașinii în cartierul în care locuiți, la primăria de sector, printre alte documente aveți nevoie și de La Acesta este documentul. documentul de aici din Viena. Fără el nu se poate face nimic, fără el nu puteți să obțineți, nu știu, permisul de ședere, mel de Be nu puteți să încheiați niciun contract, nu puteți să vă deschideți cont la bancă, de exemplu, nu puteți nici măcar să munciți, nu vă, vi se va face contract de muncă fără acest mel de cetetăr în mod normal. Așa că nu uitați de acest mel de cetetăr, vă spun eu mai multe despre el în clipul pe care îl găsiți pe aici pe undeva despre chirie în Viena. Ce este această hârtie? Este un document care atestă faptul că aveți o locuință stabilă aici în oraș. Vi-l completează sau vi-l semnează doar cel de la care închiriați locuința, mergeți cu el uh, la primăria de sector uh, din cartierul în care locuiți și acolo veți obține documentul care să ateste faptul că aveți un domiciliu stabil în acest oraș. În termen de 3 zile trebuie să faceți lucrul acesta din momentul în care aveți noua adresă, ați schimbat locuința sau ați închiriat o locuință pentru prima dată aici. Și tot în legătură cu documentele acestea, un alt punct pe care vreau să vi-l spun este acela de a veni cu pașaport. Sigur că buletinul este un document absolut valabil, recunoscut aici. Puteți să călătoriți cu el, puteți să faceți multe lucruri cu buletinul, nu-i nicio problemă, însă, din punctul meu de vedere, și așa ca un sfat pe care pot să vi-l dau, este că este mult mai bine să aveți pașaport, să vi-l faceți din România și să veniți um, cu el aici, pentru că de foarte multe ori, de exemplu, dacă vreți să vă deschideți cont la bancă, aveți nevoie de un document care să ateste și semnătura pe lângă poză. Uh, puteți să folosiți, bineînțeles, și permisul de conducere, însă de multe ori, dacă aveți pașaport, vă scutește așa lucrul acesta de discuții și de explicații și de foarte multe lucruri pe care trebuie să uh, le spuneți celor care vă solicită un astfel de document. Sunt sigură că lucrurile se pot rezolva și cu buletinul, nu mă înțelegeți greșit, însă tipsul meu este acela de a vă face un pașaport și de a veni cu el aici pentru că va fi mult mai ușor în momentul în care aveți nevoie de documente sau aveți de a face cu lucrurile acestea birocratice. Încă două informații utile vreau să vă ofer în ceea ce privește viața în acest oraș, că apoi trecem și la alte subiecte și mă refer la faptul că magazinele sunt închise duminică nu este ca în România, când duminica poți să îți faci toate cumpărăturile și aprovizionarea pentru săptămâna ce vine. Aici molurile, supermarketurile, magazinele cu haine, bijuterii și toate lucrurile acestea sunt închise duminica. Pentru ei, duminica este o zi de odihnă, o zi de petrecut cu familia, așa că magazinele de genul acesta sunt închise cu câteva excepții. Dacă cumva ați uitat, nu știu, și aveți neapărat nevoie de pâine, atunci trebuie să. Știți că uh, sunt câteva magazine de genul acesta deschise și anume supermarketurile care se găsesc în stațiile de tren principale. Acolo o să găsiți și duminica uh, magazinele deschise, însă aveți mare grijă și încărcați-vă cu foarte multă răbdare pentru că de obicei uh, dacă vreți să mergeți într-un astfel de supermarket din gările de tren într-o zi de duminică, o să stați la o coadă foarte mare doar ca să intrați în magazin și plus apoi să ieșiți și să plătiți și așa mai departe. Iar cel de-al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun, cea de-a doua informație, este aceea care se referă la faptul că apa de la robinet este aici potabilă. Știu că poate sună ciudat lucrul acesta, pentru că în principiu apa de la robinet este potabilă, însă știu foarte bine că în România foarte puțină lume bea apa de la robinet. Aici lucrurile sunt diferite, apa are o calitate foarte bună, iar cea de la robinet de aici din Viena este foarte fresh, foarte rece mereu și mi Mie îmi place foarte mult lucrul acesta așa că beți liniștiți și fără grijă apă de la uh, robinet și o să trec acum și la câteva ponturi legate de oamenii de aici de cum sunt oamenii aici probabil că ați auzit de foarte multe ori sau știți lucrurile acestea că austriecii sunt reci, așa spune toată lumea așa și este după părerea mea însă nu aș spune că sunt neprietenoși sau că nu te ajută dacă aveți nevoie de ajutor într-o anumită problemă, mergeți cu încredere la un austriac și întrebați-l. Dacă știe, vă va ajuta sigur cu mare plăcere. Așa s-a întâmplat de fiecare dată în cazul meu. Într-adevăr, nu sunt așa stilul acesta latin cum suntem noi, însă în cazul în care aveți nevoie de ajutor, vă vor ajuta cu siguranță, așa că pontul meu este acela de a cere ajutorul atunci când aveți nevoie, deși poate vi se par oamenii aceștia că sunt reci și că sigur nu ar fi interesați de problema voastră. Pe de altă parte, însă, faptul că sunt oameni reci nu trebuie să fie un lucru pe care să-l luați personal, în sensul că nu este problema voastră, nu este vina voastră că ei se comportă în felul următor. Și o să vă dau câteva exemple ca să înțelegeți mai bine, și anume se întâmplă de foarte multe ori ca, nu știu, colegul meu de birou, care este acolo, nu la 2 metri de mine, să-mi trimită e-mail-uri în cazul în care vrea să-mi comunice ceva și să nu îmi spună față în față. Așa preferă ei să folosească, nu știu, căile acestea oficiale sau de foarte multe ori vi se întâmplă să nu vă salute sau să nu vă salutați când mergeți pe hol și vă întâlniți cu alți colegi. Nu luați lucrul acesta personal, asta vă pot spune eu. Eu am făcut la început de foarte multe ori lucrul acesta și mă tot întrebam dacă o fi ceva în neregulă cu mine sau poate mă comport eu un pic ciudat. Așa dar sfatul meu ar fi acela să lăsați lucrurile așa cum sunt ele, nu luați personal, nu este vina voastră, pur și simplu așa este stilul lor de a fi. Și mai mult decât atât, ca un pont pe care pot să vi-l mai ofer este acela ca în momentul în care aveți de făcut comunicări oficiale sau vreți să comunicați ceva unei anumite persoane, să folosiți titlul pe care această persoană îl are și aici mă refer la titlul obținut în urma studiilor efectuate. Dacă este profesor, dacă este doctor, dacă este, nu știu, inginer, folosiți acest titlu și folosiți toate titlurile pe care acești oameni iau în momentul în care vreți să vă adresați lor prin comunicări oficiale sau neoficiale, pentru că apreciază foarte mult lucrul acesta, țin foarte mult uh, să li se spună titlurile în momentul în care persoanele se Adresează, li se adresează, așa că sugestia mea ar fi să țineți cont de aceste lucruri. Nu știu, eu mă învârt în mediul acesta universitar unde fiecare are câte un titlu, ba profesor, ba asistent profesor, ba inginer și așa mai departe, și atunci este bine să folosesc de fiecare dată aceste titluri pentru că ei sunt foarte mândri de lucrurile acestea. Și așa, ca o curiozitate, este faptul că pe cardul de sănătate vi se va trece și și titlul pe care îl aveți, iar în momentul în care sunteți strigat într-un cabinet, întâi se pronunță titlul pe care îl aveți și apoi numele uh, pentru a intra în cabinetul respectiv. Nu știu, mie la început lucrul acesta mi s-a părut foarte ciudat, pentru că în România lucrurile nu se întâmplă așa. Aici însă, uh, dacă vreți să țineți cont de sfatul meu, v-aș sugera să folosiți titlurile, mai ales în cazul în care aveți de-a face cu probleme din acestea birocratice și comunicați cu diferite preferiți funcționari și aveți nevoie de anumite lucruri atunci folosiți titlurile pe care aceștia le au. Și încă un lucru care poate o să vă fie de ajutor în momentul în care aveți probleme sau aveți de rezolvat treburi legate de uh, birocrație, de documente și intrați în contact cu diferite persoane, atunci este bine să știți că la instituțiile acestea dă foarte bine dacă știți câteva cuvinte în limba germană. În sensul că ar fi bine, poate, așa ca un sfat, să vă formulați câteva propoziții, câteva fraze de acasă, ca să știți să-i spuneți omului acolo de ce problemă vă loviți și ce lucruri aveți nevoie, chiar dacă începeți să vorbiți în germană și apoi schimbați pe engleză, vă este apreciat faptul că ați încercat cumva, că v-ați dat silința, ei va, vor aprecia lucrul acesta și vă vor ajuta. Mai bine decât să spuneți de la început că, va, eu nu știu germană și nu vorbesc, chiar dacă vorbiți bine, prost, trei cuvinte, două cuvinte, așa cum le spuneți acolo, încercați și folosiți cuvintele acestea pentru că vor fi apreciate. Și încă un lucru, sau nu știu cum să vă spun așa, ca un pont, ar fi faptul că e bine să știți de la început că nu toată lumea vorbește aici limba engleză. Nu știu dacă este o chestie legată de faptul că nu vor să vorbească engleză sau că nu știu să vorbească engleză și nu stăpânesc foarte bine limba, însă mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori la început, într-adevăr, să întreb ceva în engleză și să mi se răspundă în germană sau să nu mi se răspundă deloc. Nu știu dacă vi s-a întâmplat și vouă lucrul acesta, poate între timp lucrurile s-au mai schimbat aștept să-mi spuneți în comentarii dacă ați pățit și voi acest lucru aici în Viena. Însă așa, ca un alt tips pe care să vi-l ofer, este acela că ar fi bine să învățați cât de cât limba germană și să nu vă bazați în totalitate pe limba engleză. Vă descurcați foarte bine, nu mă înțelegeți greșit cu limba engleză, găsiți foarte mulți tineri, foarte multe persoane care vorbesc limba engleză, Vă puteți găsi și job doar cu limba engleză, sunt foarte mulți companii internaționale și aici în Viena, bineînțeles, însă pentru viața de zi cu zi, așa să spun, nu ar strica să cunoașteți și un pic de limbă germană. Și ca un ultim lucru pe care vreau să vi-l spun, ca un ultim pont, nu știu, poate o să sune ciudat sau, nu știu, să încercăm așa să luăm lucrurile un pic și ironic, este acela că aici în Viena nu se dă șpagă la medici. Nu știu dacă sună ciudat sau nu, însă venind din România știu cum funcționează sistemul acolo, însă aici trebuie să stați fără grijă pentru că nu se dă șpagă la medici. Mă refer în general, bineînțeles, aici la uh, cei care lucrează în sistemul sanitar, asistente, medici, nu știu, infirmiere și așa mai departe, pentru că în România uh, lucrurile pornesc încă de la portar. Uh, aici nu se dă șpagă, nu știu, eu nu am auzit până acum pe cine care să fi dat pagă la medici. I am auzit și aici, de câteva ori, că persoanele au oferit drept mulțumire în momentul în care au plecat din spital, de exemplu, câte o cutie de bomboane sau un buchet de flori asistentelor de acolo, însă acest lucru a fost doar în semn de mulțumire și nu ca o șpagă pentru a se întâmpla serviciul medical. Am ajuns gata și la sfârșitul listei cu tips and tricks pe care am vrut eu să vi le ofer astăzi referitoare la viața la Viena. Sper să vă fie de folos și abia aștept să citesc în comentarii și părerile celorlalți referitoare la acest subiect, alte ponturi, alte sfaturi pe care să le folosim cu toții. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, aștept să-mi arătați acest lucru printr-un like. Vă puteți abona, m-ar ajuta foarte mult lucrurile acestea. Eu vă las în continuare cu alte clipuri de ale mele și sper să vă facă plăcere să le urmăriți. Între timp, mă puteți găsi și pe Facebook și pe Instagram. Lumea lui Lumii. sunt pe aceste rețele de socializare. Vă mulțumesc așadar că ați fost cu mine până la sfârșit, iar până data viitoare vă pup! papa. Pa!